Stă și convinge-te. Același gust Coca-Cola. Zero calorii. E posibil. Soluția Exoderil penetrează unghia și acționează direct la locul infecției pentru a elimina ciuperca din rădăcină. Exoderil. Elimină ciuperca cu o singură aplicare pe zi. Te pregătești de vacanță și vrei să eviți surprizele? Există surprize pe care nu le poți evita. Fenistil Gel calmează rapid pielea în caz de înțepături de țânțari, arsuri solare și urticarie. Fenistil Gel. Aliatul pielii tale în vacanță. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Arta nu apare azi și dispare mâine. Arta nu cere, arta oferă. Arta nu te judecă. Arta nu te limitează. Nu te ademenește, te cucerește. Vizitați Art Safari, pavilionul de artă București, 22-25 mai, piața George Enescu. De la artă de patrimoniu la artă contemporană. Vizitează Egiptul, o țară fascinantă. Vacanțe unice în care poți alege să te relaxezi pe plaje minunate sau să admiri peisaje subacvatice de excepție. Egipt, destinația ideală pentru o vacanță perfectă. Vizitează Egiptul prin Cartago Tours. Acum ai plecări săptămânale la prețuri accesibile din Cluj și București. Pentru informații suplimentare și ofertă, intră pe www.cartagotours.ro. Campanie realizată cu sprijinul Autorității Turistice Egiptene și al Oficiului pentru Turism din Varșovia. Ia un colț de natură la tine acasă. Între 15 și 18 mai vino la Hortus Flor Show România. Expoziție de floricultură, pomicultură și legumicultură. În campusul Agronomia vei găsi flori, plante ornamentale, aranjamente florale, pomi, accesorii pentru terasă și grădină, fructe, legume și produse tradiționale. Intrarea este liberă. Te așteptăm cu flori la Hortus Flor Show România. Suntem în drum spre Râmnicu Sărat, acolo unde săptămâna trecută au fost comise mai multe crime înfiorătoare. Nu-l vom căuta pe făptaș, el este cunoscut și reținut deja, ci vom încerca să explicăm mecanismul care a dus la această triplă crimă, să aflăm ce a fost în mintea acestui om și ce anume l-a determinat să facă un astfel de gest. Majoritatea crimelor comise de oamenii de rând au la bază un puternic instinct impulsiv, un moment de furie declanșat de o insultă, datorie financiară sau de o problemă conjugală. Mare parte sunt comise, susțin specialiștii, de oameni care tind să aibă un comportament nealiniat normelor sociale, ceea ce ar putea explica violența extremă în momentele în care își pierd cumpătul. Foarte mulți bărbați reifică familia. În ce sens? Își consideră soția, copiii, reis, obiecte pe care le poate el manipula la jurătoarea ce exercită forța și iată în furia sau agresivitate. Ori cu voi, ori fără voi. Limitele reflexiei sunt extraordinar de înguste pe fondurile acestea când dispare orice speranță. Dumnezeu e departe când mă nasc bine. Nădejdea. Toate astea sunt scurate. În crimele săvârșite în familie, motivele diferă. De la neînțelegerile dintre parteneri până la gelozie, suspiciune de adulter sau conflicte legate de bani. Pentru unele cupluri, obsesia și dependența de partener sunt doi dintre principalii factori care duc în cele din urmă la săvârșirea de crimă. Partenerii nu acceptă despărțirea de persoana apropiată și, astfel, fie în urma unor confruntări, fie voit, ajung să comită crima. La mijlocul săptămânii trecute, o știre îngrozea România. Un bărbat și-a înjunghiat mortal concubina și cele două fiice, după care a încercat să se sinucidă. Motivele crimelor rămân obscure, dar poate vizita investigatorilor la locul faptei va aduce puțină lumină în acest caz terifiant. E o întâmplare dramatică, asupra căreia toată populația României a rămas pur și simplu terifiantă. În cartierul respectiv, deci erau foarte mulți oameni localnici de acolo,
aflaseră ce s-a întâmplat. Vă mărturisesc, cred că mai mult de jumătate din ei să nu le veneau să creadă, având în vedere și numărul de victime, dar mai ales modul cumplit în care acesta a săvârșit fapta. Din păcate, acest set de crime nu este singurul care a zguduit România în ultimii ani. Impactul emoțional al unor astfel de omoruri este major și prima întrebare care îți vine în minte în asemenea cazuri este: de ce? Răzbunarea, gelozia sau furia nu justifică în niciun fel uciderea propriilor copii. Am mai avut așa ceva. Am avut lucrătorul din străinătate, din Spania, din Italia, vine acasă, certuri cu familia, legate de fidelitate, infidelitate, legate de cheltuirea banilor, investirea acestora, legate de gura comunității vis-a-vis de comportamentul soției, educației copiilor și așa mai departe, din nou starea de frustranță explodează în gesturi criminale. În ianuarie 2012, comuna Șac din Banat, un bărbat trimite un SMS fostei sale iubite aflată în Italia, prin care o anunță că a comis 3 crime, victimele fiind părinții fetei și copilul cuplului, după care se sinucide. Bărbatul este descoperit în șura gospodăriei spânzurat. Ucigașul a lăsat o scrisoare de 9 pagini în care își explică crimele. I-am spus că dacă nu se împacă cu mine, o să-i pară rău, explicând că îi va distruge femeii tot ce are mai scump pe lume, copilul. În 2010, un preot de la o biserică unitariană din Mediaș ucide în incinta lăcașului de cult pe cei 2 copii ai săi în vârstă de 5 și 7 ani, după care se sinucide aruncându-se în fața trenului. Motivul groaznicelor crime: soția criminalului era bolnavă de cancer, iar omul nu s-a obișnuit cu ideea că își va pierde consoarta și atunci a pus mâna pe cuțit. Martie 2012, un sat din apropierea Clujului. Un bărbat își omoară copiii, un băiat de 15 ani și fetița de 3 ani, proveniți din relații diferite. Ucigașul aflat în mașină cu cei 2 copii se scufundă în apele înghețate ale lacului Tarnița, trupurile celor 3 fiind descoperite de scafandri după câteva zile sub gheața lacului. Violent și gelos, ucigașul nu a avut niciodată o relație armonioasă cu femeile. Episod șocant la Râmnicu Sărat. 2 fetițe și mama lor au fost ucise cu brutalitate chiar de cel care ar fi trebuit să le ocrotească. Iubitul femeii și tatăl celor mici și-a executat întreaga familie de furie că urma să fie închis pentru proxenetism. A pus mâna pe cuțit și și-a omorât familia, soția și cele 2 fete. Copilele nu aveau nici 10 ani. Nu au avut nicio șansă în fața furiei bărbatului. Soția l-a amenințat că dacă intră din nou la pușcărie, ia fetele și pleacă. Iar asta i-a fost de ajuns să le omoare pe toate. În acest moment, la fața locului au ajuns anchetatorii. După cum vedeți, zona a fost deja securizată. Cercetările se fac undeva în spate, la locuința familiei Marcu. Vesele se comportau firesc la școală. Copiii sunt vizibil afectați. Chiar unele fetițe au plâns, le-au desenat și le-au așezat pe bancă floricele. Suntem în Râmnicu Sărat, pe strada unde săptămâna trecută un bărbat și-a înjunghiat fiicele și consoarta. Nici acum, la câteva zile de la omoruri, comunitatea nu și-a revenit și probabil amintirea acestor crime va rămâne întipărită pentru totdeauna în mentalul colectiv. Până la acest moment, până la comiterea acestei fapte, nu am mai întâlnit astfel de cazuri de o asemenea gravitate la nivelul poliției municipiului Râmnicu Sărat. Adina și Aurel erau împreună de aproape un deceniu. Cei 2 aveau 2 copile, Andreea, 7 ani, și Nicoleta, 8 ani, ambele recunoscute de bărbat. Traiul lor nu era unul prea fericit, caracterul instabil al bărbatului punându-și amprenta pe relație. În timp ce Adina era însărcinată cu Andreea, bărbatul ei este acuzat de viol. Scapă ca prin urechile acului, prin împăcarea părților. Aceasta însemnând banii contra retragerii reclamației. În familie, Aurel nu avea un comportament violent. Fac precizarea că până la săvârșirea acestei fapte nu am avut elemente clare, ne referim aici la reclamații, cu privire la posibilitatea apariției unei astfel de situații în familia respectivă. Deci nu au fost sesizări, nu au fost reclamații cu privire la un comportament violent al acestei față de soție sau față de copii. După ce scapă de închisoare, Aurel nu se potolește, intuind că banii vin mai ușor din proxenetism. El împreună cu alți 4 bărbați se constituie într-un grup infracțional care făcea trafic de minori cu destinația Grecia. Pentru asemenea fapte se primește între 5 și 20 de ani de închisoare. Or, acest lucru nu l-a oprit să trafice minori în străinătate. Rețeaua este anihilată în 2012, iar cei 5 tovarăși de fără de legi sunt arestați preventiv. Vedeți, dumneavoastră, atât se înrăiește
și se pervertește. Și profilul personalității celor care trec prin pușcării, încât chiar trebuie să ne întrebăm în mileniul 3 dacă deasa cu închisoare, dacă penitenciară, ca atare, ca instituție, nu dezvoltă mai mult patologii decât să corecteze. Vom căuta aici, unde s-au desfășurat cumplitele evenimente, să deslușim complexul de factori care au dus la un final atât de tragic. Vom încerca să deslușim psihologia ucigașului, abordând datele fenomenului criminal, mediul, terenul și personalitatea autorului. În cazul nostru, toate au convers, din păcate, către o crimă multiplă. Ca de obicei, în asemenea cazuri, până la încheierea cercetărilor oficiale, presa speculează, iar opinia publică naște zvonuri. Astfel, mobilurile crimei multiple ar fi fost gelozia excesivă a bărbatului. Media a speculat că suspectul era sub influența drogurilor când a comis crimele, iar intenția Adinei de a părăsi împreună cu copiii domiciliul conjugal, sătulă probabil de inconsecvența bărbatului, era o altă variantă. După cum stau faptele, crimele sunt consecința unui șir de întâmplări nefaste care au convers spre uciderea Adinei și a celor două copile. Dar faptele nu-l scuză niciun fel pe autor, iar crimele lui sunt de neînțeles. Potrivit datelor de anchetă, mobilurile crimelor ar fi panica. Autorul avea pe rol un dosar pentru comiterea infracțiunii de trafic de persoane și primise garanții că va primi o pedeapsă cu suspendare. Numai că, în dimineața crimei, el aflase de pe internet că i-a fost respins recursul, primind o pedeapsă de 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Marco Aurel este condamnat în 2012 de către Tribunalul din Buzău la închisoare pentru constituirea de grup infracțional și trafic de minori. Sentința este atacată la Curtea de Apel Ploiești și, în final, la Înalta Curte de Casație și Justiție București, care respinge recursul. În acest context, Marco Aurel trebuie să meargă după gratii pentru 3 ani și jumătate. Decizia Înaltei Curți e publicată la data de 7 mai anul curent pe site-ul instituției, de unde o află și viitorul criminal. Decizia este devastatoare pentru Aurel. El își vânduse, în speranța unei achitări, casa pentru a plăti un avocat celebru. Vedeți, nu odată aceste lucruri sunt realități. Banii se duc în apărări care nu se valorifică, pentru un motiv sau altul. În momentul acesta apare disperare. Înțeleg că omul a vândut o casă pe sume mari de bani. Apărătorii nu au izbutit să își onoreze promisiunile. A fost și avocatul locului, dar la noi ne-a riscat. Am duc casa asta și banii s-au dus numai pe drumuri, numai pe transporte, numai pe timbre, numai pe chemări, numai mese. Aici intervine jocul întâmplării. Hotărârea Înaltei Curți este transmisă Tribunalului Buzău în aceea zi, care trebuia să remită actul poliției din Râmnicu Sărat. În ziua crimelor, 8 mai, actul oficial nu ajunsese încă la poliția Râmnicu Sărat, care ar fi procedat la arestarea inculpatului și trimiterea lui la închisoare. Omul nostru scăpase din condamnarea legată de viol, este cercetat în cauza privind traficul de minori, tot pe tematică sexuală și aici este problema, are speranța reușitei, se prăbușește această iluzie, ba mai mult pe net citește și condamnarea de 3 ani și jumătate. Nu e posibil ca sistemul să te avertizeze, să te anunțe cu nu știu câte zile înainte, să te pregătești, să te prezenți la o sentință. Cred eu, așa după părerea mea, că el a intrat într-o panică, într-o stare psihică. Hazardul își spune din nou cuvântul. În ziua crimelor, pe la prânz, un echipaj de poliție era într-o patrulare de rutină în cartier. Știind că în curând poliția va pune în aplicare decizia instanței, bărbatul se așteaptă din clipă în clipă să fie ridicat. Aurel zărește mașina poliției, se salută cu polițiștii în stradă, după care intră în casă și pune mâna pe cuțit. Crezând că polițiștii au venit să-l salte, el ia decizia criminală și în câteva minute își înjunghie familia. Ba mai mult, vedeți voastre că nu-l înlătură nici oficialitatea uniformii. Pentru că cu totul întâmplător, după ce află de sentință,
pe care o ia de pe net. Umblând prin curte pe acolo, vede patrula de poliție pe stradă. Evident că primul gând a fost că va veni să-l umfle de acasă. Patrula n-avea niciun fel de problemă legat de chestiunea aceasta, poliția nu fusese încă înștiințată și făcea o patrulă normală. Polițiștii din patrulă aud după despărțirea de Aurel strigăte și larmă dinspre casa lui și îl văd pe tatăl său cum iese din curte cu un trup însângerat în brațe, îl lasă pe caldărâm și într-un minut mai aduce un alt trup. Erau nepoatele sale înjunghiate de propriul tată. Dacă venea inopinant, la o oră târzie, îl lua din pat, foarte frumos, îl ducea la organele competente și nu se ajungea la cazul acesta. L-am întrebat pe acesta ce s-a întâmplat, mi-au spus că a fost înjunghiat de tatăl lor. Fără nicio ezitare, cu un coleg de la Inspectoratul Județean de Jandarmi, am ridicat cele două fete, le-am suit în autovehicul de serviciu și m-am deplasat de urgență la Spitalul Municipal Râmnicu Cusare. Chiar dacă victimele au fost transportate de urgență cu mașina poliției la spital, eforturile polițiștilor și ale medicilor au fost în van. Mama și cele două fiice mor în timpul acțiunilor de salvare. Pierderea masivă de sânge, consecință a rănilor provocate de criminal, le-a fost fatală. Singurul care a scăpat este criminalul, care, după tentativa de sinucidere, a fost transportat cu elicopterul la București, în prezent aflându-se în spitalul penitenciar Rahova. Am văzut mașina poliției la curs. Dar nu veniți după el? Nu știu, nu veni. Dar teama asta, numai că am văzut-o, pe mine m-a zis, iată, vei stată, ce e acolo? Și mama a rămas ca să uite după mine să se răgește și el a intrat în casă. Noi cu gândul că mai ziteam cu copii în casă, după ce mâncam, n-am bănuit nimic, fracțiune de secundate. Echipajul de poliție preia fetele și pornește în trombă spre spital, în timp ce alarma este dată la poliția Râmnicu Sărat. În scurt timp, zona este împânzită de echipajele de poliție și SMURD. O ambulanță o transportă pe mama fetițelor, înjunghiată și ea, la același spital. Polițiștii pornesc în căutarea și capturarea prezumtivului asasin. Aurel sare gardul unei unități militare dezafectate și acolo începe să se lovească cu același cuțit cu care și-a înjunghiat familia. Imediat după comiterea faptei, suspectul s-a refugiat într-o unitate militară aflată în imediată apropierea locuinței sale. Polițiștii au plecat pe urmele sale și l-au surprins în timp ce încerca să, probabil, să sinucidă. A fost transportat la spital și de acolo, având în vedere gravitatea leziunilor ce și le-a provocat, către spitalul de urgență Floreasca cu un elicopter SMURD. Într-adevăr, el se automutilase cu același cuțit cu care și-a omorât și proprii copii și soție. Se lovea, se înțepa în momentul sosirii noastre. Am procedat la imobilizarea acestuia, după care echipa SMURD și-a făcut datoria. Portretul criminalului, așa cum îl știau cunoscuții și familia, nu era unul violent. Numai că el avea, până la comiterea triplului asasinat, încă două infracțiuni la activ. Una de tentativă de viol și una de trafic de persoane. Infracțiuni care au la bază, în principal, desconsiderarea ființei umane. Și, sigur, traumatizarea, abuzul asupra minorilor. El vede profitul în această combinație și intră pe nișa aceasta. Asta înseamnă insensibilitate morală, asta înseamnă lipsa oricărui sentiment de remușcare, oricărui sentiment de compasiune cu victimele micuților. Traficul ăsta este un trafic josnic, însă și deținuții din penitenciare reprimă și nu aprobă o astfel de conduită și nici nu prea se simt bine pedofilii și violatorii în închisoare. Fără să fiu neapărat un specialist, având în vedere violul, având în vedere traficul acesta de minori, cred că putem avea de-a face cu un om ușor abrutizat, în ciuda vârstei relativ tinere, un om pentru care emoțiile nu mai sunt aceleași ca la o persoană obișnuită. Asta a și condus să treacă peste relația foarte apropiată pe care o avea cu victimele și să le ucidă.
A fost jale mare la începutul săptămânii la Râmnicu Sărat, unde întreaga suflare a orașului a ținut să-și ia adio de la cele două fetițe ucise împreună cu mama lor, de bărbatul care a decis să-și bage familia în pământ înainte de a ajunge la închisoare. Adina, Gabriela, cu fițele, Emma, Andreea și Nicoleta. Cortegiul funerar a plecat de la capela Sfântul Ioan și a străbătut tot orașul. Sute de oameni s-au simțit solidari cu Nicoleta, Andreea și Adina. Nu a fost localnic din oraș care să nu fi trecut pe la catafalcul pe care erau așezate trupul femeii de 26 de ani și ale fetițelor sale. Peste 1000 de oameni au însoțit cortegiul care a străbătut orașul de la un capăt la altul, iar alte câteva mii au asistat de pe trotoare sau de la geamuri. Încheierea cercetărilor și întocmirea rechizitorului, autorul va fi trimis în fața instanței pentru comiterea infracțiunii de omor calificat cu două agravante, omor comis asupra două sau mai multe persoane și prin cruzimi, existând astfel toate premisele ca instanța să-i dea pedeapsa maximă, închisoarea pe viață. Există această incapacitate a omului contemporan de a mai comunica cu altul, de a negocia, de a fi transparent, calmul liniștit. Toată lumea este carbogazoasă. Din fiecare scapă numai tendințe, pulsiuni, din păcate, în zona agresivității și sexualității. Este trist. Era cunoscut în zonă cu acest trecut infracțional, dar din discuțiile care s-au purtat cu oamenii și înainte și după, nimeni nu-și imagina că va merge până la a-și elimina propria familie. În mod sigur, psihiatrii și psihologii vor stabili, după însănătoșirea criminalului, mobilurile crimelor și tot sigur este că acesta, criminalul, își va petrece tot restul vieții în spatele gratiilor. După expertize, vom afla ce a fost în mintea acestui individ care, într-un moment de rătăcire, și-a măcelărit familia. Cum să te relaxezi în câțiva pași simpli? Desfaci un ciucaș, dormi berea, te-ai lăsat ușor pe spate. Ce-ți poți dori mai mult? Trezirea. Te caută un ciucaș rece. Ciucaș. Să înceapă relaxarea. Iubești numărul 10. Îți place când puștul tău vine de la școală zâmbind și când te trezești dimineața târziu. Îți place să-ți vezi jucătorii preferați și să te bucuri alături de oameni dragi. O să-ți placă sigur și ce ți-am pregătit la aniversarea noastră. Împlinim 10 ani în România și îți oferim în dar dobândă de la 9,8% pentru creditul de nevoi personale în lei. OTP Bank. Avem încredere. De 10 ani. Știm că mereu pui grătarul înaintea ta pentru binele celorlalți. Așa că vrem să-ți onorăm efortul cu ceva pe măsură. Cel mai bun muștar de mici de la noi. La Minut. Încearcă toată gama La Minut. Acum numai bună pentru grătar. Nu mai dorm bine. Prea mult stres. Destul. Sedativ PC acționează asupra tulburărilor de somn și stărilor anxioase. Sedativ PC, medicament homeopatic, fără dependență, fără somnolență. Barum. Ceea ce alții consideră extraordinar, la Toyota Auris este dotare standard. Profită de programul Rabla și vei avea o Toyota Auris de la 12.315 euro. Mate, mie, mamă, cum bătește de salam? De care? De asta?
da, ăsta e teste de Fox. Gustul spune totul. Fox, mezenuri pentru gusturi alese. Pentru a preveni răspândirea germenilor, protejez familia cu săpun lichid de tol. Săpunul solid trece prin multe mâini, devine lipicios și se poate murdări. În timp ce fiecare picătură de săpun lichid de tol este intactă și curată, omorând 99,9% dintre bacterii. Pentru o familie mai sănătoasă, folosește Detol lichid. Detol. Misiune pentru sănătate. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Deseori uităm că un moment de bucurie se datorează unor oameni care nu se sperie ușor de o mică furtună. Acești oameni merită tot respectul pentru că ei fac țara să meargă mai departe. Și merită să se relaxeze la final de zi cu o bere bună. De la Bucegi, pentru inima României. Cinste vouă! Știi că la cel.ro ai cel mai bun preț pentru un smart TV? Mută divertismentul la tine acasă prin intermediul televizorului Samsung 32 F5300 pe care îl poți achiziționa la doar 1299 de lei. Cel.ro. Bucură-te de cel mai cel preț! Admiră-i frumusețea, testează-o, apoi ia-o acasă. Noua Toyota Corolla, frumoasă, cu un scop precis. Acum începând de la 12.100 euro TVA inclus prin programul Rabla. La o bancă germană lucrurile se întâmplă exact așa cum te aștepți. ProCredit Bank îți susține afacerea pentru că ceea ce contează pentru tine este important și pentru noi. Alege 12 ani de experiență în finanțarea IMM-urilor și soluții personalizate pentru planurile tale. Aplică pentru credite IMM cu finanțare Jeremy și ai costuri și garanții preferențiale. Detalii pe www.procreditbank.ro/jeremy. ProCredit Bank, o bancă germană pe care poți conta. Intră în programul Super Meseriaș Ceresit. Înscrie codurile din interiorul produselor participante pe supermeseriașceresit.ro. Câștigi premii garantate și lunar o tabletă. Adună 300 de coduri și Ceresit te pune în valoare. Intră în parteneriat cu Ceresit. Admiră-i frumusețea, testează-o, apoi ia-o acasă. Noua Toyota Corolla, frumoasă, cu un scop precis. Acum începând de la 12.100 euro TVA inclus prin programul Rabla. Perfect! Încearcă și tu creditul nume prenume cu vacanță și bucură-te de o lună pe an în care nu plătești nimic. Atât de accesibil. Începând cu doar 25 de lei pe lună pentru fiecare 1000 de lei împrumutați, iar comisioanele sunt zero. Disponibil și pentru refinanțare. Vino la BancPost. Stai așa. Wow, creu, dar n-am voie. Acum stăm și așteptăm, că așa e civilizat. Oh, aș lua unul, dar mie că mă distruge, mamicu. Mama, mama, ce poftă mie. Politicos, nepoliticos, eu iau. Ce facem, mă? Nu-i loc de politețuri când e vorba de cremuș din Meda. Meda, tot ce-i mai gustos din carne. Ia un colț de natură la tine acasă. Între 15 și 18 mai vino la Hortus Flor Show România. Expoziție de floricultură, pomicultură și legumicultură. În campusul Agronomia vei găsi flori, plante ornamentale, aranjamente florale, pomi, accesorii pentru terasă și grădină, fructe, legume și produse tradiționale. Intrarea este liberă. Te așteptăm cu flori la Hortus Flor Show România. Ceea ce alții consideră extraordinar, la Toyota Auris este dotare standard. Profită de programul Rabla și vei avea o Toyota Auris de la 12.315 euro. După o anumită vârstă, bărbații visează să nu se mai trezească în timpul nopții din cauza urinărilor frecvente. Însă cei care iau Prostenal Perfect visează liniștiți toată noaptea. Noul Prostenal Perfect, singurul produs destinat îngrijirii prostatei cu 3 ingrediente naturale. Prostenal Perfect.